La Centrul Cultural Lira din municipiul Moinești a avut loc ieri seara 10-a ediție a concertului tradițional de colinde, organizat de Protopopiatul Moinești împreună cu primăria, sub genericul Vine Crăciunul pe Sară, și în acest an scopul concertului a fost unul social-filantropic. În cel mai scurt timp, o familie cu 9 copii se va bucura de o casă mai spațioasă, unde se poate locui în condiții bune. Concertul de colinde, Vine Crăciunul pe Sară, a fost deschis de ansamblul folcloric Moineșteanca, coordonat de Marinica Ifrim. Copiii au recitat poezii și au interpretat colinde. A urmat un moment artistic susținut de corala Kvartson din Iași, dirijată de Alexandru Darie. Concertul a avut un scop social-filantropic, iar banii strânși vor fi donați familiei Țepeș, o familie cu 9 copii cu vârste cuprinse între o lună și 12 ani, care acum locuiește într-o cameră de 12 metri pătrați, un spațiu impropriu pentru cele 11 persoane. Singurele venituri ale familiei sunt momentan ajutorul social și alocația copiilor, aceștia reușind cu greu să se descurce. Încercăm, ca în fiecare an de altfel, să venim și cu o latură social-filantropică a activității noastre și în sensul acesta am mediatizat un caz a unei familii nevoiașe cu 9 copii care au nevoie stringentă de o locuință, întrucât acum locuiesc într-o singură cameră 11 persoane, și de aceea pe parcursul anului viitor am decis în Consiliul Duhovnicesc al Protoieriei să facem o casă în Comuna Balcani pentru această familie. Ar fi a treia casă pe care protoieria noastră o face în ultimii 3 ani pentru astfel de cazuri. Prima cărămidă, spunem noi, și sperăm că am pus-o în seara aceasta, urmând ca în lunile ce vor urma să putem să ducem la îndeplinire acest deziderat al nostru. O tradiție la Moinești, al 10-lea an de când se întâmplă lucruri frumoase, lucruri la care cetățenii municipiului Moinești, nu numai, și cei din jur, participă cu drag, așteaptă acest moment din luna decembrie, și iată, am reușit și în acest an, prin eforturi comune, atât primăria cât și protoieria Moinești. Într-adevăr, în fiecare an este ajutată și o familie cu probleme sociale, o familie care are neajunsuri. Prin contribuția celor care participă, primesc o invitație. Dacă ei primesc ceva, cred că e normal să dea și ei ceva la rândul lor, pentru că așa vom ajuta pe aproapele nostru, așa vom reuși să-i implicăm în viața comunității, în viața socială de zi cu zi. Concertul Vine Crăciunul pe Sară s-a bucurat și de un program artistic oferit de ansamblul etnofolcloric Plăieșii din Republica Moldova, conduși de profesorul Nicolae Gribincea. Ca rezultat a celor 30 de ani de activitate, chiar dacă e a treia generație de plăieși, noi venim cu experiență în spate, cu un anumit repertoriu, cu un anumit bagaj așa emotiv, și cu drag încercăm să facem, să bucurăm lumea, că asta
sperăm că o facem cât mai bine. Este o misiune nu ușoară, dar este frumos, pentru că ne ocupăm cu lucruri frumoase și întotdeauna zic că sunt un om fericit pentru că am această șansă de a ieși în fața lumii și de a cânta, de a-i bucura. Iubesc foarte mult cântecul, mi-mi place ceea ce fac și sper că spectatorii observă asta, văd și se bucură și ei. Din repertoriul ansamblului Plăieșii nu au lipsit melodiile autentice din zona Basarabiei.